Tragedia a avut loc în această dimineață. Bărbatul ar fi plecat de acasă în jurul orei 5. A ajuns la birou, unde și-a pus capăt zilelor. Lucra ca arhivar în cadrul casei de pensii Gorj de peste 20 de ani. Din păcate, a fost descoperită o tragedie. Trei colectivul casei județene de pensii Gorj este în stare de șoc. Nu erau vizibile motive, era un om plin de viață. Avea familie, avea doi copii. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetări să afle ce s-a întâmplat cu exactitate. La fața locului a fost solicitat un echipaj medical care a efectuat manevrele de resuscitare, fiind constatat decesul bărbatului în vârstă de 53 de ani. În urma examinării preliminare a suprafeței exterioare a corpului acestuia nu au fost identificate urme vizibile de violență. Corpul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitatea cauzei decesului. Inspectorii de muncă au deschis și ei o anchetă. Urmează să facem o cercetare în acest eveniment și la final vom putea să comunicăm rezultatele. Doi copii au rămas fără tată, nici familia și nici colegii nu își explică gestul bărbatului. Nimic nu a prevestit tragedia. Bărbatul nu era cunoscut cu probleme medicale.